Când am înregistrat episodul cu florin faje, eram la începutul procesului nostru de a face podcasting. Și încercam să fim cât mai conciși, să nu avem episoade foarte lungi, și am, am decis atunci că ar fi mai bine dacă vom păstra, pentru, adică vom publica doar o parte din, din discuția noastră care în realitate durase, durase o oră. Și Acum ne-am gândit că poate ar fi, ar fi important pentru, pentru cei care l-au cunoscut pe Florin și pentru cei care vor să-l cunoască să, să poate să asculte întreaga noastră discuție pe care am avut-o uh, în 2017. Da, în 2017, prin, tot așa prin ianuarie, parcă. Dacă nu mă înșel și. Da, a fost prima noastră discuție pe care am avut-o. Cred că am un efectiv, primul nostru episod înregistrat. A fost acel sentiment super drăguț după ce am terminat, că avem o oră în care suntem, wow, ce mișto a fost asta, amândoi având așa o pasiune pentru fotbal și cu Florin, care și el era evident un pasionat de fotbal, a fost o discuție foarte plăcută, chiar foarte frumos pentru prima discuție să fie chiar așa, zic, reușită. Și uh, da, după aia a venit evident bătaia de cap cu ce scoate încă, ok, Vorbește frumos despre naționalism aici, punctează foarte bine despre istoria cluburilor și ce înseamnă istoria clubului și cum sunt doar narațiuni. Și cred că asta a fost și partea pe care am tăiat o, dacă nu m-am înșelat. Și uh, da, acum vrem să aducem din nou acele părți, să le uh, împărtășim așa cu voi și să vă bucurați de ele, să le ascultați. Da, pentru că și atunci când am și atunci când am editat episodul și acum cred foarte mult că sunt foarte multe lucruri pe care pe care putem să, să le învățăm, să le aflăm sau să ne inspirăm de la ele. Pentru că felul ăsta de a povesti a lui Florin era tot timpul foarte, foarte captivant. Adică te copleșea prin felul în care știa atât de multe lucruri și nu obosea să nu obosea să te explice și să ți aducă lucruri și să încerci cumva să, să te facă să, să, te intereseze și să te pătrunzi cumva de subiectul despre care vorbești, lucrul care se vede și în episod. Având în vedere că am, am avut o temă din asta, adică nu e ușor să să înțelegi sau să ți placă de oamenii care sunt pasionați de, de fotbal. Da. și Mai că... ales când te gândești cum îți portretizați zi de zi și când te uiți așa, te gândești, ok, ăia. Dar na, cum ai spus și tu, știi felul, Florin de a vorbi așa, calm, liniștit și totodată cât țin minte cum i-am cum am făcut prezentarea ca acel sociolog, antropolog, dar care în orice caz îi place să citească și din alte zone. Și tocmai asta reușește Florin foarte bine și și reușea la cursurile lui, să nu fie cu o chestie reducționistă, poate la un set de metode de concepte pur sociologice, ci ți venea tot timpul cu o narațiune istorică care să te înțeleagă, că să te ajute să înțelegi un context și ceea ce se întâmpla. Și în episod vorbește foarte frumos despre cum uh, uh, fotbalul apare odată cu dezvoltarea societății britanice, asta fiind doar un exemplu. Adică episodul ăsta e mi se pare un exemplu fabulos de de Ocazie în care noi am reușit, datorită lui, să discutăm despre două subiecte, despre naționalism și despre fotbal și suporteri. Și cumva amândouă să facă un argument foarte bun împreună, adică um, exemplele despre, despre echipele naționale de fotbal, care sunt o, o manifestare a spiritului ăsta nu naționalist, și cum, cum lucrurile astea s-au schimbat de-a lungul timpului. Sunt, sunt, niște, sunt niște cazuri care cred că sunt demne de demne de admirație și demne de uh -huh. a fi, nu știu, reținute și recitite, pentru că sunt articole pe care pe care le-am citit și noi atunci pe care vi le recomand cu, uh -huh. cu mare drag. Și chiar dacă nu știu, tristețea și golul ăsta pe care pe care îl simțim. Cu toții acum nu, nu o să plece și nu -o, o să reușim să, să fim cumva la fel ca înainte, pentru că nu, nu, mai, nu mai se poate. Cred că exemplul de uh, cercetător și de profesor al lui Florin și de om și prieten care, care a fost uh, o, să, o să ne fie în continuare alături și o să ne inspire și o să ne, o să ne facă să să ne amintim de ce, de ce, trebuie să fim, nu știu, atenți și înțelegători și tot timpul curioși de lucrurile care se întâmplă în jur și care sunt mai complexe decât par. Da, pentru că, până la urmă, el spunea că merită mereu să privești dincolo de suprafața lucrurilor, nu întâmplătorii, citatul pe care l-am ales pentru episodul acesta. Și, da, nu o... Să ne fie dor de Florin, o profesor, dar și omul, pentru că tu inevitabil puteai să ai, treci de la discuții foarte serioase la curs legate de subiectele pe care le avea de la antropologie, economică, infrastructură și multe, multe altele, să te duci jos și să stați împreună la o poveste, pur și simplu discutând despre chestii mondene. Despre și fotbal, ales, despre de... fotbal mai ales. Și ții minte când înainte de a face episodul. Evident, lucrând la episod cu eu și Marina, am avut întrebarea firească, cu ce echipă ține Florin? Și cred că am avut ceva pariu, adică ceva încercam să zicem, a, eu cred că ține cu Union Berlin, știu că ziceam, a, da, că eu da, aflasem da. de Union Berlin de la el. Și uh -huh. Vlad, știind mai bine, zicea, ba nu, ba nu, eu cred că... Nici eu nu mai știu, mai auzisem tot felul și până la urmă l-am întrebat, a fost așa un răspuns ușor evaziv. <laughs> dar... Eu știu că după am aflat într-o altă discuție. E fan West Ham, West Ham United, e o echipă veche din Londra. Uh, Mi-a și spus că a fost pe Bolin, Boleyn e arena lor, uh, stadionul lor, care din păcate a fost dărâmat. Un stadion istoric, dar Florin spunea destul de bucuros la momentul la care au reușit să ajungă pe Bolin, înainte de a-l uh, dărâma și a construi un cartier rezidențial, pentru că de ce nu? Și poate, așa, în încheiere. Uh, o să recit, nu o să cânt, pentru că nu am voce și nu se nici aici un cor de fani, dar e, uh, unul din cântecele celor de la West Ham United, probabil cel mai cunoscut, care se numește I'm Forever Blowing Bubbles și care spune așa I'm Forever Blowing Bubbles, Pretty Bubbles in the Air, They Fly So High, Near Reach the Sky, Then Like My Dreams, They Fade and Die. Asta e doar o parte, mai, ar mai fi încă două, trei versuri, dar vă recomandăm să ascultați și episodul acesta și episoadele cu Florin și acest cântec, de ce nu? Și căutați articolele și textele pe care le-a scris și mai ales. Da. Și doar, nu știu. Mulțumim Florin. Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem Marina Mironica și Vlad Bejinariu, studenți la sociologie și antropologie și oameni interesați de sensul lucrurilor care se petrec zilnic în jurul nostru. Mai mult de atât, vrem să vedem lumea din diverse puncte de vedere, ceea ce vă invităm și pe voi să faceți. Întrebările la care vom răspunde în acest podcast sunt de ce merg oamenii pe stadion, de exemplu, sau ce îi unește pe suporteri și cluburile de fotbal cum contribuie sportul la formarea unei imagini integre despre națiune și, eventual, ce legătură există de fapt între valorile unei echipe și suporteri, cum ajung aceștia să-și trăiască viețile pe același stadion. Pentru aceasta vom discuta cu Florin Faje, care este antropolog și sociolog la formație, însă puțin preocupat de granițele dintre discipline. Istoric, dacă e nevoie, dispus să citească ce spun nu doar antropologii și sociologii, ci și istoricii, economiștii, psihologii și oricare alții, dacă are sens. Florin Fage este lector la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babes bolyai Aș începe mai degrabă cu, cu o poveste uh, personală, uh, legată mai degrabă de studi, uh, studiul sau studierea uh, fotbalului ca și uh, fenomen social, decât. Uh, uh, Strict ceva despre uh, fotbal. Nu sunt un specialist în ale, uh, în ale spo uh, fotbalului și ale sportului în, uh, în general, ci mai degrabă un, uh, un uh, specialist în studierea acestor uh, fenomene din perspectiva antropologiei și a sociologiei. Îmi place să cred că uh, a contat decisiv în traiectoria mea faptul că am reușit să formulez. Uh, oarecum anecdotic, dar oarecum adecvat și din punct de vedere sociologic la la un moment dat că această temă merită studiată inclusiv în în România și se întâmplă lucruri interesante și la Cluj în acest domeniu. Evenimentul la care vreau să mă refer are legătură cu un Moment din nou care mi se pare decisiv în traiectoria mea: momentul în care am fost acceptat să studiez la Central European University din, din Budapesta, în cadrul programului de master al Departamentului de Antropologie și Sociologie de la CEU. Asta se întâmpla în 2007, finalul studiilor mele în cadrul Facultății de Sociologie de la Universitatea babeș -Boioi. Întâmplarea a făcut că acel care m-a intervievat, pe care am ajuns să-l cunosc ulterior foarte bine, profesorul Prem Kumar să mă întrebe, probabil mai degrabă din curiozitate, ca și voi, ce face acest fenomen interesant, ce e interesant legat de Suporterii echipelor de uh, fotbal din, uh, uh, din Cluj. Și de -aia zic mai degrabă anecdotic, mai degrabă uh, bine academic. Răspunsul meu a fost: nu mă prea așteptam la această uh, întrebare, a fost că mi-ar place să știu de ce acești oameni sunt văzuți uh, mereu în opoziție cu toți ceilalți. Uh, și am dat câteva. Exemple. Ce îi face pe acești oameni să marșalească pe mijlocul străzii uneori, când toți ceilalți umblă pe trotuar? Ce îi face să se îndrepte în grupuri, de multe ori mari, înspre uh, stadion, la ore de multe ori nepotrivite, când uh, majoritatea uh, celorlalți își văd de treburilor mai degrabă uh, uh, individual? Sigur, prem, uh, colegii lui. Par să fi fost convinși de această formulare și poate de câteva altele, și am ajuns în, în cadrul programului de masterat de la CU și apoi în cadrul programului de, de doctorat. Cred că întreba, întrebarea asta sau aceste întrebări rămân până astăzi cât se poate de interesante și pentru mine, dar în general în, în analiza socială a fenomenului. Uh, uh, fotbal, în acest caz, al uh, suporterilor, echipelor de uh, uh, fotbal, acest element al uh, diferenței, ar divergenței dintre ceea ce fac membrii unei uh, societăți și uh, suportei, suporterii constituie ca și un grup social aparte, fără, uh, uh, fără îndoială și cum uh, bine știm și dacă nu am angajat acest uh, uh, fenomen E nota sau între elementele definitorii ale acestor, la apartenențele acestor, aceste grupuri. Nu ești ca și uh, ceilalți, nu aderi în mod neapărat la aceleași uh, valori, nu asumi aceleași uh, practici, faci lucruri de manieră diferită. Aparent, există o comunitate și oamenii ăștia care uh, au pasiunea comună, fotbalul sau, în general, oricare alt sport formează o, un soi de comunitate, un soi de grup care este solidar în multe cazuri, pentru că știm că există un antagonism între grupurile de eventual de suporteri și forțele de ordine sau uh, uh, alte instituții de genul ăsta. Are fotbalul în general vreun rol în în povestea asta a oamenilor care, nu știu, se formează într-un fel anume, învață să comunice într-un fel anume, să, nu știu, să se solidarizeze cu ceilalți. Aș spune că, e cu siguranță, o, o sursă în multe feluri în societățile moderne, fotbalul îndeplinește un rol fundamental, tocmai pentru că rezolvă această propensitate umană a apartenenței. Ca și oameni, ne place să aparținem unui grup, în ciuda ideologiilor contemporane, profund individualiste care ne fac să cred că fiecare trăim pe cont propriu. Orice abordare sociologică convingătoare va arăta și arată convingător că ceea ce îi face pe oameni să vină împreună e că au nevoie de relațiile sociale în care funcționează. Asta e locul în care ne formăm. Fie că suntem uh, uh, suporteri în echipe de fotbal, fie că suntem uh, uh, studenți sau orice, uh, orice altceva. Specificul uh, uh, apartenenței la, uh, uh, la un grup uh, definit în jurul unui uh, uh, club de uh, fotbal e dat de o Întreagă serie de elemente care vin împreună într-un mod, în mod concertat în jurul unui uh, unui club, orice uh, club are o istorie, orice uh, club are uh, o serie de povești uh, specifice care îl îl constituie, orice uh, club uh, sportiv e atașat unei uh, unei localități mai mari sau mai uh, mai mici. Toate aceste elemente, și multe altele, uh, sunt pe de-o parte o, uh, uh, o sursă a unei uh, identități uh, comune. În același timp, uh, e ceva specific uh, fotbalului, nu a sportului în, uh, în, uh, în uh, general. Uh, succesul uh, uh, fotbalului, uh, un sport eminamente modern, ca și majoritatea Celorlalte e cel mai adesea explicat că vine să rezolve câteva dintre tensiunile societăților moderne, industriale, care pun în același timp accentul pe rațiune, disciplină, control și autocontrol, și așa mai departe. Explicațiile clasice afirmă în permanență importanța fotbalului în pacificarea lumii sociale, nu e întâmplător cum arată Norbert Elias, de exemplu, că. Fotbalul apare și e formalizat exact în aceeași perioadă în care parlamentul englez își, forma, își formalizează și schimbă regulile de uh, conduită de la mijlocul secolului 19, nu mai e un comportament adecvat, uh, uh, civilizat să uh, opui argumentele, să opui violența argumentelor al goventelor uh, uh, cuiva. Nu mai e adecvat să uh, uh, utilizezi în manieră directă atacul la uh, persoană, să le, uh, lezezi integritatea uh, fizică, psihică, morală a uh, celuilalt. Asta e terenul uh, pe care apar și sporturile uh, uh, moderne. Fotbalul, uh, uh, sigur, uh, ajunge să fie cel mai popular dintre Uh, uh, dintre ele, tocmai pentru că, uh, spun alți uh, autori, are uh, un mare element democratic constitutiv lui. Oricine poate să joace uh, uh, fotbal. Nu e uh, uh, restricțiile sunt mai degrabă minimale, atâta timp cât ai o bună funcționare a uh, corpului și o uh, 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 oarecare uh, inteligență, ești Uh, practic, competent să te apuci să uh, uh, joci fotbal. Asta sunt poate două dintre cele mai importante elemente uh, care aduc uh, acest uh, sport uh, 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 specific în lumea modernă și care asigură până astăzi, în multe feluri, uh, popularitatea uh, lui. Oamenii se atașează de aceste uh, uh, practici, ale căror uh, rezultat e că avem fiecare dată un învingător, un învins sau dacă nu putem rezultatul confruntării nu poate fi decis o lăsăm pe altă dată. Meciul se încheie la la egalitate. La fel, în practică e greu să tragi linie între cei care practică acest sport chiar ca și amatori și cei care doar îl urmăresc. Citeam în textele pe care le-ai scris tu, uh, pentru că uh, menționai și înainte că ai, ai studiat uh, subiectul respectiv și uh, detaliai acolo despre cum a fost selectată, de exemplu, echipa națională a României în perioada intervelică, dacă nu mă înșel. Și apropo de echipele naționale, care sunt un pic diferite de ceea ce înseamnă echipele cluburilor de fotbal, cum a evoluat și care e rolul ac al acum al personalității sportivilor? Adică, oare nu și aleg cluburile într-un fel foarte specific oamenii uneori? Sau uh, contează cine sunt uh, jucătorii respectivi ca, nu știu, ca background social, ca proveniență din oraș, din uh, o anumită categorie socială? Cred că sunt cel puțin două uh, dimensiuni uh, conținute în această uh, întrebare. Una uh, care se referă la acest caz uh, particular pe care l-am uh, documentat: uh, legat de uh, selecția echipei naționale a României uh, pentru uh, prima dată uh, cu prilejul. Uh, Uh, Olimpiadei de la uh, Paris din 1924, dacă nu mă uh, înșel, prima de, după primul război uh, uh, mondial, prima pentru uh, România ca și uh, uh, stat modern să-i uh, uh, să uh, spunem. Uh, acest caz uh, poate fi uh, înțeles cel mai bine dacă. Uh, plecăm de la uh, asumția larg împărtășită că uh, naționalismele din Europa Centrală și de Est sunt mai degrabă fragile, sunt șubrede. Uh, când am documentat acest uh, caz, argumentul meu a fost în, în permanență că acest scandal imens uh, uh, în jurul selecției uh, operate de către uh, antrenorul vremii care uh, uh, Suciu. Uh, au scos la lumină și au făcut vizibile tocmai câteva dintre uh, liniile de uh, fractură uh, în care între ele se păstrează până astăzi în interiorul uh, statului național uh, românesc. Diviziunile, deoseb cele geografice și geopolitice. Uh, Marea uh, controversă a fost dată de faptul că acest uh, suciu selectează exclusiv jucători transilvaneni în cadrul echipei naționale, ceea ce din perspectiva presei autorităților de la București e un veritabil act de trădare, deși după din perspectiva performanțelor sportive, selecția are sens în Transilvania, la acea dată, la începutul anilor uh, uh, 20, uh, uh, fotbalul cunoscuse uh, deja o, uh, o afirmare și un uh, avânt mai mare decât uh, se întâmplase uh, anterior în, în vechiul uh, uh, regat. Uh, era o serie de uh, jucători, să spunem, ceva mai uh, competenți, dar din motive politice uh, naționale, e de neacceptat ca uh, uh, cei care te reprezintă și rolul uh, reprezentativ al, uh, uh, al sportului e decisiv aici să uh, să uh, provină doar dintr-o singură regiune. Practic, uh, soarta lui uh, Suciu și aceste echipe uh, naționale e pecetluită încă înainte ca uh, uh, lotul echipei să ajungă la uh, Paris urmarea unui uh, meci de jucat la Bratislava uh, care uh, din câte am reușit să, uh, uh, să aflu a fost prezentat în epoca în presa uh, vremii drept o întâlnire între o reprezent uh, reprezentativă a Transilvaniei, sau mai rău, în anumite uh, alte cons uh, consemnări a uh, maghiarilor din uh, Transilvania, și a uh, o înfruntare cu uh, uh, maghiarii din uh, Bratislava sau din uh, uh, Slovacia. Asta a fost interpretat ca și un uh, 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 gest, din nou, de trădare, ceea ce a dat prilejul acestei descrieri a fost selecția operată de către antrenorul Suciu. Logica fiind, dacă nu am fi avut această selecție, asta nu s-ar fi întâmplat. Cum bine știm, orice încercare până astăzi de a schimba cadrele reprezentării, de a spune orice altceva decât echipa națională de fotbal a României, va aduce și va stârni nenumărate uh, controverse. Suntem până astăzi într-în uh, aceeași uh, uh, logică națională și a naționalismului, fie că ne uh, place, fie că uh, uh, nu. În același timp, uh, și asta ar fi a doua dimensiune a întrebării, uh, întrebării voastre, uh, dacă uh, asistăm astăzi la noi uh, forme de selecție, de recrutare a Jucătorilor, într-un anume sens, da, asistăm la o mobilitate crescută a jucătorilor și poate la forme, cel puțin în fotbalul profesionist, ceva mai deschise de recrutare în rândul marilor cluburi, dar și la nivelul echipelor naționale, poate contează ceva mai puțin decât anterior de unde ești, ce etnie ai care e uh, backgroundul ul uh, tău uh, rasial care e poziția ta de uh, 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 clasă dar uh, aceste elemente contează în continuare din nou uh, mi se pare mie mai mult decât ne-ar place să uh, uh, să credem cazul ascensiunii clubului CFR din, din, Cluj, care a introdus acest nou model în, în România, în, într-un într alt text discutat to tocmai elementul cosmopolit al ascensiunii CFR-ului în fotbalul românesc, e dat că de introducerea acestui nou model de recrutare pentru prima dată un club uh, românesc uh, uh, aduce jucători străini, numeroși jucători uh, uh, străini uh, portughezi, uh, brazilieni uh, argentinieni uh, ivorieni și mulți uh, alții, reacțiile în multe, uh, în multe feluri au fost uh, vehemente uh, la aceas, acest mod de Recrutare. Până astăzi, anumiți comentatori denunță acest uh, 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 proces drept unul care duce la șubrezirea uh, uh, și la periclitarea șanselor de ascensiune a talentului domestic, oriea ce ar însemna uh, asta dacă aduce în această. Logică națională, dacă aduci străini care să joace în competițiile interne, va fi defavorabil acelor români care astfel nu mai au șansa să, să performeze. Deși e cât se poate de discutabil dacă acestea sunt consecințele sau sau altele. În același timp nu trebuie să, să ne amăgim de această imagine mai degrabă glamour, cosmopolită a fotbalului de vârf. E suficient să ne uităm la nivelurile ceva mai de jos ale fotbalului să constatăm că nu am ieșit atât de mult din cadrele cadrele mai degrabă naționale, regionale, consacrate. E o întreagă literatură nu, care arată cel mai convingător exemplu, el cel al cluburilor din țara Bașcilor, probabil, Atletic Bilbao, cel mai celebru dintre ele, care nu recrutează decât până, până azi, inclusiv decât Bașci sau jucători care au o proveniență bască. Ca să joci pentru atletic, trebuie să faci dovada că genealogic aparții parții a bascilor. Asta nu nu înseamnă că acest club nu are succes. Are aproape an de an performanțe sportive absolut remarcabile pe o bază de recurtare mult mai îngustă decât a oricărui alt club probabil din uh, Europa și vedem asta în multe, multe alte uh, alte ligi. Vedem apariția unor uh, cluburi, dacă uităm în legile inferioare germane, scandinave sau uh, din Marea Britanie, a unor uh, cluburi care se bazează uh, strict pe criterii etnice și de apartenență uh, uh, etnică. Uh, avem uh, nenumărate cluburi uh, turce în Germania. Avem avem nu România Romania FC în Marea Britanie în ligile inferioare. De exemplu, cluburile totuși au, au o istorie pe care dacă nu și-o păstrează sau dacă nu și-o întrețin, pierd și din imagine, pierd și din avântul pe care îl are un club sportiv și atunci cumva apare acest... Acest conflict între istoria și identitatea clubului, care a fost. cele mai multe au fost formate la începutul secolului trecut, când naționalismul era uh, chestia actuală și la modă și importantă. Și acum, în zilele de astăzi, cumva este interpretat mereu destul de complicat faptul că un club își păstrează istoria și, de exemplu, cum face Atletic Bilbao, și recrutează doar un anumit tip de jucători sau altele care. Cum a trec la un nivel internațional? Bun, aș începe prin a, a sublinia că istoria nu e ceva a, stabil, din potrivă. A, a, istoria e conflictuală, scrierea istoriei a, naște a, tensiuni și a, a, conflicte, poate una dintre cele mai mari a, a, iluzii ale lumii moderne e că a, există o istorie neschimbătoare, una și una care poate fi uh, cunoscută. Uh, în fapt, orice uh, uh, istorie, uh, cum uh, spunea Michel Foucault, e o istorie a prezentului. De aia avem nenumărate istorie ale fotbalului, nenumărate istorie ale Europei și nenumărate istorie ale României sau ale uh, uh, Transilvaniei. Dacă ar fi atât de simplu și neconflictual, una ar fi principial de ajuns. Dacă e așa, atunci nu e deloc surprinzător că aceste narațiuni istorice ale diferitelor cluburi sunt supuse criticii. Stârnesc dezbateri, stârnesc pasiuni. Cum spuneam anterior, aceste cluburi și cei care ajung să fie atașați profund de aceste. Uh, 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 cluburi, se simt pe bună dreptate lezați atunci când apar noi narațiuni care pun uh, sau periclitează ceea ce cred ei uh, uh, și ce am învățat prin uh, socializarea în interiorul acestor uh, comunități. Asta e un afront, uh, un afront de multe ori uh, direct în raport cu care oamenii uh, reacționează uh, ca, ca atare, fie ei suporterea unei un de fotbal sau cetățenii ai unui Uh, 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 stat sau oricine uh, altcineva. Atunci, ce vedem probabil mai acut în, uh, în uh, uh, lumea uh, fotbalului e că această permanentă scriere și uh, rescrierea uh, uh, istoriei e făcută ceva mai vizibilă datorită uh, uh, logicii profund conflictuale a acestui sport. Vor exista mereu rivalii care să-ți aducă aminte că istoria ta e compromisă, că minți, că îți place să spui lucruri neadevărate și așa mai și așa mai departe. Când documentam aici la Cluj povestea suporterilor echipelor de fotbal era remarcabil de fiecare dată cât de diferite puteau să fie Uh, 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 narațiunile uh, uh, suporterilor uh, universității uh, uh, în raport cu cele ale uh, cfr ului Cum era, uh, a fost surprinzător să uh, aflu că erau destui care uh, uh, mediau între cele două uh, uh, narațiuni și aveau uh, o interpretare uh, uh, proprie. Și asta e un uh, detaliu extrem de uh, uh, important. Opiniile variază, nu ajută deloc să înțelegem un club sau un grup de suporteri ca și grupuri unitare, eminamente solidare, extrem de bine sudate. Nu, aceste grupuri sunt în multe feluri profund democratice, mai democratice decât majoritatea spațiilor contemporane astăzi, în care numeroși dintre cei care participă la ele au un cuvânt de spus în raport cu ce se întâmplă. Au o poziție și un cuvânt de spus în raport cu aceste istorii și așa mai departe. Atunci pe, pe scurt, ce vedem e, în multe feluri, acest proces de scriere a istoriei și rescrierea istoriei în mișcare, în dinamica lui. Fotbalul nu se oprește de mai bine de un secol și uh, jumătate, cum nici uh, uh, istoria lui nu, uh, uh, nu se oprește în a fi uh, scrisă. Mai mult, acest element uh, fundamental de uh, ambiguitate, care e uh, esențial uh, atractivității uh, fotbalului, nu avem cum să anticipăm care vor fi performanțele uh, ulterioare. Toate aceste uh, evenimente trebuie integrate într-o nouă și într-o nouă narațiune care să aibă sens. Indiferent că uh, decizia e uh, a la Athletic Bilbao de a uh, uh, menține identitatea sau autenticitatea orice ar fi aia uh, bazei de uh, uh, recrutare, uh, vedem și cazel, uh, cazuri uh, inclusiv în Spania diferite. Uh, FC Barcelona nu e un club mai puțin catalan, Deși recrutează la scară uh, globală, deși e un brand și un business eminamente uh, uh, global. Asta nu face ca uh, FC Barcelona să fie mai puțin acceptată uh, drept un club catalan. Sigur, vor fi mereu critici în raport cu această poziționare a uh, uh, clubului. În multe feluri, FC Barcelona pare un club mai local și mai catalan ca niciodată, în ciuda uh, operațiunilor. Uh, ca și business uh, În plan a, uh, eminamente global Ai anticipat oarecum Și ceea ce voiam eu, eu să te întreb Și ceea ce voiam să văd Era de fapt Cum se influențează oarecum reciproc Pentru că nu doar istoria unui club Influențează suporterii Ci și suporterii influențează foarte mult clubul Și mă gândesc nu știu la Exemple ca Zenit St. Petersburg Care este un club care putem spune Că are o identitate de dreapta extremă Cred că simptomatic astăzi e uh, faptul că uh, în, uh, în general asistăm la o uh, diminuare a controlului pe care l-au suporterii în raport cu uh, cluburile pe care le uh, susțin. Asta e în multe feluri paradoxal uh, și o sursă a acestor intervenții din ce în ce mai dure din partea anumitor grupuri de uh, uh, de suporteri în raport cu cluburile pe care le uh, susțin. Să facem să ne uităm cu câteva Decenii în urmă, uh, uh, să vedem că numeroase uh, 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 cluburi erau controlate direct, uh, uh, indirect sau uh, uh, de către suporteri, sau uh, diferite organizații ale suporterilor aveau un cuvânt de spus în raport cu uh, politicile uh, uh, cluburilor. În ultimele uh, decenii, odată cu uh, uh, ascensiunea: Uh, să mai o odată cu comercializarea uh, uh, sportului, cu uh, uh, formele radicale de uh, 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 comercializare uh, a evenimentelor uh, uh, sportive, mulți dintre uh, uh, suporteri uh, devin uh, din suporteri clienți, ai unor uh, uh, cluburi, clienți dispuși să achiziționeze un pachet de servicii, un bilet sau o întreagă serie de, uh, 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 de uh, servicii uh, conexe. Numeroși suporteri uh, sunt extrem de uh, vehemenți uh, și extrem de critici în raport cu aceste uh, evoluții uh, și pe bună dreptate din perspectiva lor asistăm la uh, o imensă pierdere de putere, o imensă pierdere a controlului în raport, din nou, cu instituții care se definesc în plan local, care se definesc în raport cu acești oameni care le susțin și de multe ori le susțin cu patimă. Atunci, evident, că acești oameni vor reacționa la acest efort de comercializare a fotbalului, de comercializare a Numeroase dintre uh, practicile pe care ei le susțin și le uh, angajează. E suficient să ne uităm la uh, uh, toate formele de uh, business extrem de uh, uh, lucrativ ce apar asociate uh, fotbalului: îmbrăcăminte, uh, încălțăminte, uh, uh, diferite uh, uh, tipuri de băuturi sau alimente și așa mai uh, uh, departe, făcute uh, uh, posibil. Uh, sau uh, făcute posibil de uh, o cultură specifică. Uh, fotbalului și atunci reacțiile la care asistăm de multe ori sunt extrem de uh, dure, dar deci, ce mi se pare mie uh, simptomatic, deși poate uh, cazul uh, Zenița uh, San Petersburg poate fi unul uh, uh, excepțional, uh, în care pentru a-și face vocea uh, auzită, mulți dintre suporteri asumă poziții din ce în ce sau practici din ce în ce mai uh, radicale. Da, asta e de multe ori uh, uh, un rezultat, mi se, mi se pare mie, al controlului și al uh, uh, puterii. Nu Am avut uh, inclusiv la Cluj o întreagă uh, dezbatere legată, uh, mă rog, de presupusul uh, radicalism al suportelor universității, când la ce asistam uh, uh, de fapt era la uh, un proces uh, pe parcursul anilor uh, uh, 90-anilor 2000 de uh, marginale, marginalizare brutală a acestor, a acestor categorii de uh, persoane, a tinerilor care locuiesc în periferia uh, clujului, care nu au aceleași șanse de angajare cum au avut uh, părinții lor, care nu au aceleași uh, nu se bucură de aceleași uh, oportunități. Fotbalul și susținerea uh, universității, uh, rămânând pentru mulți dintre ei poate un, unica formă de a se manifesta uh, uh, public. De aia, uh, prăbușirea uh, clubului a fost. Resimțită extrem de acut Și de uh, dramatic De aceea uh, mulți dintre uh, Ceea ce părea superficial uh, Din afară ca o formă de uh, uh, Radicalizare Era de multe ori Un, uh, un uh, strigăt uh, Disperat Pentru a salva uh, Pentru a salva uh, uh, Clubul Sigur, uh, sigur. Uh, ce e important de notat aici că aceste uh, uh, concepții superficiale de multe ori au consecințe cât se poate de uh, cât se poate de uh, uh, nefaste. Cazul uh, universității fiind unul dintre cele mai uh, cunoscute că aceste uh, 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 forme de marginalizare a uh, uh, suporterilor conduc la uh, 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 la forme care nu susțin deloc performanța clubului, din potrivă. Și nu, nu din cauza suportelor, nu neapărat din cauza celor care administrează clubul. Și mi-aș întoarce totuși mai mult din nou spre fotbal și felul în care oarecum mai prezentat fotbalul ca al fiind un sport democratic, toată lumea are aceeași șansă, toată lumea poate juca, dar totuși observăm că Uh, decurg, decurg, oarecum, decurg anumite fenomene care nu sunt neapărat uh, considerate pozitive. Nu știu cum ar fi, de exemplu, cazul naționalismului și cum este accentuat el prin fotbal. Pentru că putem vorbi clar de o ascensiune a naționalismului și a fenomenelor conexe, din moment ce UEFA are din ce în ce mai multe încercări de a aduce aceste discursuri uh, oarecum de acceptare. Dacă mm -hmm. ne gândim la mesajul împotriva rasismului sau mesajul care promovează că toți suntem oameni, toți trebuie să jucăm și cum Fotbalul contribuie oarecum la apariția acestor fenomene. Uh -huh. Avem tendința astăzi de a înțelege uh, naționalismul și naționalismul uh, modern aproape uh, eminamente negativ. Uh, naționalismul, ideea de uh, națiune în sine, nu are valențe. Strict negative sau strict pozitive. Cred că asta e elementul fundamental care face ca nenumărate inițiative care încearcă să depășească formele negative ale naționalismului, xenofobia, șovinismul, diferitele forme de marginalizare pe criterii etnice și așa mai departe, să-și rateze ținta naționalismele moderne Au fost să, să nu uităm, de multe ori, mișcări profund progresiste. În numele națiunii s-au dat ample mișcări de liberare națională. Fără aceste idei, care iată, pot să dobândească și valențe. Pozitive, ar fi greu de imaginat istoria secolului 20, istoria decolonizării, pariția națiunilor în zone altele decât cea nord-atlantică. Deci ce e important de reținut e că naționalismul nu e fundamental pozitiv sau negativ, dar în anumite contexte ce vedem la la lucru și asta e corect, Aș spune eu, că astăzi asistăm la ascensiunea acelor curente mai degrabă negative din interiorul diferitelor naționalisme, prilejuite cel mai adesea de forme puternice de inegalitate. Economică, de injustiție uh, socială, de pierderea controlului, cum spuneam uh, anterior, în uh, câmpurile de relații sociale pe care le uh, angajăm. Nu e întâmplător uh, atunci că uh, asistăm la o reafirmare de multe ori uh, brutală a ideii de uh, națiune, care pune uh, uh, accentul nu pe uh, uh, dimensiunea. De solidaritate socială, de apropiere, de apartenență, de deschidere în raport cu, cu alții, ci pune accentul pe acele elemente ce țin de excludere, marginalizare, pericol în raport cu ceilalți străini diferiți și așa mai departe. Dar asta e, mi se pare din nou, mai degrabă o. Funcție prilejuită de un anumit context exprofund defavorabil unor evoluții mai degrabă, mai degrabă pozitive în plan economic, în plan politic, social și așa mai departe. Asta vedem extrem de clar în lumea, în lumea fotbalului nenumărate cluburi, numeroși uh, 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 suportere a acestor uh, uh, cluburi, reacționează de o manieră profund critică în raport cu aceste uh, evoluții. Pentru mulți dintre ei, uh, uh, stadionul rămâne, din nou, una, uh, unul dintre puținele locuri în care pot să mai aibă o voce, în care pot să se facă uh, auziți. Ce uh, auzim de cele mai multe ori pe Stadioane în aceste forme profund neplăcute, raciste, xenofobe. E, din nou, aș spune eu, semnul unei societăți în criză, în care, largi secțiunile ale populației, nu își găsesc locul, nu își găsesc mijloacele și nu-și găsesc resursele pentru a avea o traiectorie socială ascendentă, pentru a avea o viață decentă. În acest context nu e surprinzător că îi auzim pe suporteri confruntați de multe ori cu comercializarea propriului club, cu Oameni diferiți decât cei cu care sunt obișnuiți, că ajung relativ repede la o reafirmare a ideii de națiune pe baze etnice, care îi sancționează sistematic pe ceilalți, diferiți, altfel veniți din altă parte. Din nou, asta nu e singura formă posibilă în care pot fi articulată, inclusiv ideile uh, uh, naționale. În, în, ce fel e relevant ce se întâmplă în uh, fotbal și la un plan mai mare, la o viziune mai de ansamblu? Într-un anume sens e foarte, uh, 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 e foarte, simplu. Putem să imaginăm uh, lumea fotbalului ca și un uh, mult ca un laborator al, al oricărei uh, uh, societăți. Ce vedem uh, uh, mult mai acut și uh, uh, în multe feluri ce devine vizibil în această lume sunt unul toate aceste uh, linii de uh, separație care uh, și de fractură care marchează orice uh, 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 societate, nu diviziuni regionale, diviziuni locale, de desechilibre în plan uh, uh, național. Uh, Toate aceste uh, cluburi reprezentanților, suportelor, sunt cât se poate de uh, vocali în a exprima aceste uh, diferențe. Vedem la lucru diferențe de clasă majore, nu dintre cele mai mari rivalități în fotbal se bazează pe distinții de uh, clasă. Cluburi uh, muncitorești și cluburi uh, 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 burgheze, uh, cluburi uh, uh, ce aparțin unei uh, uh, un anumit uh, grup uh, etnic sau asociate mai degrabă unui grup uh, etnic și cluburi ce aparțin uh, altora și așa mai uh, uh, departe. Apoi, dincolo de faptul că uh, fotbalul face vizibile uh, toate aceste uh, diferențe și distincții în, în cadrul unei uh, Societăți e extrem de important în contextul reprezentării reprezentărilor naționale. Nu sunt întâmplător flutura, toate steagurile. Uh, avem un echipament uh, specific al echipelor uh, naționale, și așa mai departe. Toate celelalte însemne uh, uh, specifice, cum a fost uh, cazul care discutam uh, anterior: nu al uh, antrenorului uh, Suciu și al reprezentativei uh, uh, României care se deplasează la Olimpiada de la Paris după primul război uh, uh, mondial. Ce vedem acolo, cât se poate de acut. E că reprezentarea națională prin intermediul fotbalului E pusă în pericol și pusă grav în pericol Oamenii reacționează cât se poate de vehement Odată ce această reprezentare nu este adecvată Pasionații de fotbal în România nu trăiesc de vreo două decenii O imensă dramă că echipa națională de fotbal a României Nu nici măcar nu se mai apropie de performanțele pe care le-a avut odată <coughs> și asta e o sursă a unei drame a, a, naționale: cum la capătul a, 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 celălalt fotbalul este a, un vehicul de a, a, integrare a, a, socială în multe feluri a, fantastic. A, e greu de imaginat evoluția societății a, a, românești la începutul anilor 90 fără performanțele. Echipei Naționale de uh, Fotbal, dacă au fost niște momente care să aducă împreună întreaga această uh, societate, de o manieră mai degrabă neconflictuală în uh, interior, au fost marile succese ale nu, generației de aur, că de ai numită uh, 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 de aur, care uh, realizează uh, uh, performanțe deosebite, uh, deoseb la Campionatul uh, Mondial uh, din Statele Unite în 1994. Sigur, uh, întâmplarea uh 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 Fachika Uh, 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 acest uh, eveniment global se desfășoară în 1994 în Statele uh, 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 Unite. Românii se duc și cu ceresc America, nu asta era pe buzele, uh, pe buzele uh, tuturor. a fost rare altfel uh, prilejurile uh, uh, publice uh, de uh, solidarizare a unei întregi uh, uh, națiuni, cum și iată, fotbalul a reușit să facă asta, nu doar la noi, și în multe alte în multe alte, în multe alte părți. Și acum te rugăm să, pentru că întâlnirea noastră se apropie de final să spui un mesaj general legat de fotbal, naționalism, așa în general de sociologie și cum te-a ajutat să privești fotbalul cu alt ochi oarecum. Cred că aș încheia mai degrabă mă făcând pe antropologul mai degrabă decât pe sociolog spunând că nu doar strict legat de uh, fotbal sau uh, 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 sport, e că merită mereu să treci dincolo de suprafața uh, lucrurilor. Uh, uh, și, de exemplul personal e cât se poate de uh, bun. Uh, uh, Confruntat cu această imagine și aceste stereotipii negative în uh, raport cu suporterii echipelor de fotbal, de uh, exemplu, sau cu stereotipii uh, legate de uh, istoria națională uh, Uh, stereotipii legate de înțelegerea uh, prezentului și a uh, trecutului. Antropologia vine cu marele uh, plus că subminează în permanență aceste uh, 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 stereotipii, le face nesustenabile, tocmai pentru că metodologic te obligă să treci. Dincolo de suprafața lucrurilor, te obligă să te duci să-l întâlnești pe celălalt, să vorbești cu uh, 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 el, să-l afli ce îl preocupă, uh, de ce e atașat, ce nu-i place cel bucură și așa mai uh, uh, departe. Te face să te duci în arhivă și să cauți, să vezi dacă într-adevăr aceste povești sunt uh, adecvate uh, uh, sau nu. Uh, rezultatul e, uh, 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 mi se pare mie, mereu uh, uh, fascinant. Tocmai pentru că pune uh, sub uh, uh, semnul întrebării tuturor acestea, toate aceste categorii pe care le luăm de la sine uh, uh, înțelese, nu? Că uh, sporturile de fotbal sunt prin natura lor răi sau uh, violenți. E cât se poate de fals. Unii dintre cei mai plăcuți oameni pe care i-am întâlnit în, în viață sunt suporteri pătimași ai unor echipe de uh, 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 fotbal. Cum? Anumite, uh, anumite documente pe care le-am uh, le-am găsit, fac de nesustinut anumite teze ale unei istorii naționale și naționaliste românești. Mulțumim, Florin, pentru discuția foarte interesantă și plăcută pe care am purtat-o. Astăzi, pe final, vrem să aducem o trecere în revistă, o sumarizare a ideilor pe care le-am abordat. De exemplu, că istoria fotbalului și a cluburilor de fotbal nu este uh, oprită sau nu încetează nici, în niciun moment, ea este într-o continuă scriere, deci uh, părerile cum că identitatea cluburilor poate fi dizolvată sau poate lua niște forme inautentice nu este tocmai susținută, deoarece există în continuă o rescriere și o reformulare. De asemenea, am văzut cum necesitatea de comunitate oarecum aduce persoanele în anumite grupuri de suporteri, dar și cum naționalismul în fotbal și nu numai poate lua atât forme pozitive cât și negative. De asemenea, ne-am dat seama că suporterii în, ultima, în ultimii ani pierd din influența pe care o aveau odinioară în cluburile de fotbal, iar stadionul ajunge până la urmă să fie unicul loc în care se pot manifesta ca și grupuri. De asemenea, cum, cum a spus și Florin la final, este foarte important să trecem dincolo de suprafața lucrurilor și să vedem în cazul de față fotbalul, dar în general, lucrurile altfel. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Florin Faje, pe care îl găsiți la Facultatea de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai. Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Vlad. Compoziția muzicală este asigurată de Kind Studios, iar pentru studioul de înregistrare mulțumim Radio Cluj. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensaronprotonmail.com. Pe curând!